play-off, echipe bune, s-au luptat, a zis și foarte interesant a fost pentru noi. Experiență bună, bravo echipelor care au pus osul la bătaie, cum s-ar spune. Locul 2 în sezonul regulat, locul 2 și în play-off, v-a lipsit puțin la loviturile de departajare, loterie? Loterie, dar noi în timpul meciului trebuie să hotărâm întrebarea, dar nu ne-a ajuns ceva. Ne-am așezat, echipa ne-a presat, a marcat cartonaș roșu. Asta e jocul. Ce să facem? 2-0, scor periculos, mai ales pentru mini-fotbal. Eu cred că e mai periculos ca 1-0. E foarte periculos și ne-a întors, băieții bravo, ne-a întors. N-a spune că rapid, dar ne-a întors în timp, în 10 minute ne-a întors 2 goluri, care ne-au costat locul întâi. Ei și s-au calificat cu un gol în ultimul minut, în semifinale la fel, au obținut victoria cu un gol în ultimul minut și cu voi spre finalul partidei au răsturnat rezultatul. Sunt mai bine pregătiți fizic alții? Cred că noi uleac mai bine fizic pregătiți. Eu vorbesc de noi. Am văzut că am întors meciul cu la 4-1 cu, dacă nu mă greșesc, cu Linela sau cu Siniocul. Am întors la 4-1, dar băieții s-au mobilizat în ultimul moment și, cum să spun, i-au prins. Despre alți adversari ce poți spune? Că în seria ce anul ăsta a fost, eu cred că, mai bună ca seria B. Au fost echipe care, aș menționa, Avântul Nimureni care au ținut mingea cu noi. Noi am bătut 3-1, dar foarte greu a fost. Eu cred că meci mai greu a fost cu Avântul decât cu băieții de azi care au jucat noi în finală. Foarte mobilizați, aș menționa încă echipa Fortuna, băieți bravo, tineri, fug, aleargă, care e greu de jucat cu noi. De suporteri, atmosfera, ce zici? Eu aș menționa suporterii noștri. Așa suporteri, eu cred că nici în divizia națională nu au fost. Bravo lor, îți mulțumesc, îmi cer scuze în fața lor că n-am împins jocul azi și am câștigat. Bravo lor, o suporteri, așa suporteri cred că n-au nimeni. Și azi au fost suporteri din partea lui Dinamo, excepție a fost. Echipă de suporteri foarte buni. Obiectivul pentru sezonul următor? Seria B. Să luăm Seria B. Asta e obiectivul maxim. Trebuie să-l punem.